Mulțumată doamnă președinte, mulțumată doamnă ministră. Îmi permiteți din partea colectivului Spitalului Raional Hâncești să vă salut din nou în cadrul spitalului nostru și vrem să vă bucurați astăzi împreună cu noi, fiindcă avem un motiv de a ne bucura foarte mult pentru investițiile care au fost făcute doar în ultimul an, de când Ministerul Sănătății este fondatorul instituției noastre, și să ne bucurăm astăzi la deschiderea secției de imagistică, centrului primar de AVC, tomograf computerizat, aparat de radiologie și reparația capitală a secției terapie intensivă și dotare cu echipament medical. Este un prilej să se bucure și pacienții din raionul Hâncești, pacienții din raionul Leova, Cimișlia și Basarabeasca, fiindcă centrul primar de AVC va fi un centru care va primi pacienții din aceste raioane. Și vom avea o speranță mai mare la viață, sperăm, vom acorda asistența medicală mult mai calitativă, vom avea posibilitatea să stabilim diagnosticile mult mai rapid și să venim cu un tratament mult mai performant în conformitate cu protocoalele clinici naționale. Și în acest aspect, doamna ministru, Spitalul Raional Hâncești are astăzi bucuria de vă saluta și să vă spun un mare, mare mulțumesc pentru lucrurile care au fost făcute și pentru doamna ministră, pentru munca care a fost efectuată pe parcursul acestui an. Îmi permite să vă ofer cuvântul, doamna președintă. Nu este o problemă. Dragi medici, dragi membri ai colectivului spitalului, felicitări cu acest nou început. Să știți că la fiecare întâlnire pe care o am cu oamenii prin țară, oamenii vorbesc despre sănătate și despre calitatea serviciilor de sănătate și de aceea acest eveniment mă bucură foarte mult și să știți că nu este singurul eveniment, este una dintre acțiunile pe care noi le desfășurăm, guvernul în primul rând le desfășoară și bineînțeles că noi ne dorim ca să avem oameni sănătoși și ne dorim să avem un sistem medical performant. Și știm că e nevoie de, haideți așa, știm că este nevoie de aparate moderne, de precizie înaltă, pentru ca dumneavoastră să reușiți să puneți diagnoza cât mai corect și la timp, așa încât să putem să salvăm cât mai multe vieți și ca să putem să ajutăm oamenii să-și păstreze sănătatea. Oamenii sunt cel mai valoros lucru în țara noastră și nu doar, și ne dorim să avem oameni sănătoși și oameni educați. Și mă bucur că Ministerul a reușit să facă investiții mari. Înțeleg că în ultimii doi ani au fost peste 40 de milioane de lei investiți doar aici, în spitalul dumneavoastră. Repet, aceste lucruri se întâmplă peste tot în țară. Înțeleg că acesta este al șaselea AVC, centru AVC, care se deschide în țară din cele 13 și sperăm să vedem o îmbunătățire semnificativă a statisticilor atunci când vorbim de oameni care suferă de aceste probleme medicale și să putem să salvăm cât mai multe vieți și să avem o perioadă mai scurtă de reabilitare a acestor oameni și să avem situația în care ei pot să revină la o viață normală fără ca să se confrunte cu probleme de sănătate pe o perioadă îndelungată, așa cum se întâmplă atunci când nu există acest serviciu medical acordat la timp. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră. Echipamentele medicale moderne sunt tare importante, dar și mai importantă este munca dumneavoastră, este profesionalismul dumneavoastră și al treilea ingredient foarte important este empatia dumneavoastră și dragostea, grija față de fiecare pacient. Știu că este greu, știu că e foarte mult de lucru, dar pentru ca această investiție să aibă efectul, trebuie să reușim să punem împreună toate lucrurile și investițiile pe care le facem în reparație și în echipamente și profesionalismul dumneavoastră și empatia dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult, vă felicit și sper să reușim să continuăm cu același ritm sau cel puțin cu un ritm nu mai mic decât până acum ca să modernizăm sistemul medical din Republica Moldova și ca să avem oameni sănătoși în toate raioanele, în toate orașele și în toate satele. Vă mulțumesc, doamnă ministră, și vă mulțumesc, domn director, și toată lumea care a contribuit la aceste proiecte.
Dragi colegi, îmi permiteți să invit pentru doamna ministra Sănătății, doamna Alena Nemirenko, pentru cuvânt de salut. Bună ziua, stimați colegi, și eu am emoții exact ca și dumneavoastră, fiindcă fiecare spital a dus și fiecare instituție medicală a dus la condiții mai bune, la standarde înalte. Aceasta înseamnă o bucurie pentru noi medici, fiindcă sunt instrumente pentru a atinge acea calitate pe care ne-o dorim și care o merită pacienții din Republica Moldova. Astăzi, la dumneavoastră în spital, au coincis mai multe instalări și suntem bucuroși să inaugurăm mai multe departamente, secții, întâi și întâi, deci acest centru de primar, de asistență în cazul accidentelor cerebrovasculare, și aceasta înseamnă dotarea lui cu un tomograf computerizat, dar nu doar tomograf computerizat, dumneavoastră ați primit și un Doppler, un aparat ultrasonografic care poate să realizeze investigații foarte importante a vaselor craniene, magistrale, de asemenea un ecocardiograf, monitoare cardiologice și multe alte ustensile, așa ca patul special Strow, care în general permite să dozeze medicamentele în baza cântăririi kilogramajului pacientului, astfel ca medicul să nu facă absolut nicio greșeală. Toate aceste instrumente vin să salveze viața pacienților. La momentul când am inițiat acest proiect mare național de creare a centrelor AVC, în Republica Moldova statistica era extraordinar de rea și eu sper că peste 2 ani, după ce le vom pune pe toate pe picioare și vom avea și experiența utilizării acestor servicii, situația se va îmbunătăți, în special la capitolul mortalității, deoarece atunci, la acel moment, cu un an în urmă, noi aveam la o oră se înregistra în Republica Moldova un accident cerebrovascular, iar la o oră și jumătate deceda un cetățean în urma AVC-ului și AVC-ul a întinerit foarte mult, astfel perdeam tot mai multă populație chiar în vârsta aptă de muncă, nemai luând în considerare și faptul că în fiecare familie aceasta era o tragedie enormă. Deci dumneavoastră aveți un centru AVC, noi chiar de mâine prin ordin o să-l activăm, astfel o să puteți să acordați asistență medicală, iar ambulanța va prelua, deci inclusiv persoanele care se vor adresa din raioanele adiacente, deci veți acoperi Hânceștiu, Leova, Basarabeasca și Cimișlia. Serviciul de asistență medicală urgentă așteaptă cu nerăbdare și împreună cu căușenii care sunt alături, în principiu noi am acoperit destul de suficient această zonă. Pentru crearea acestui centru, Ministerul Sănătății a investit în ultima jumătate de an 18 milioane de lei. În același timp, inaugurăm și secția de terapie intensivă, care este una din 11 pe întreaga țară, deci asigurarea cu o reparație modernă, astfel ca ea să arate exact ca în toate țările civilizate, astfel ca dumneavoastră să puteți salva fiecare pacient care ajunge în situații critică în secția de terapie intensivă. Și investițiile de asemenea au fost destul de mari, de circa 16 milioane de lei. De asemenea, inaugurăm astăzi deschiderea și utilizarea, punerea în funcțiune a unui aparat radiologic extraordinar de modern. Sunteți primii care ați reușit cu instalarea. Noi am procurat așa 12 echipamente pentru cele mai importante spitale din țară, care are brațul cu posibilitatea de a fi mișcat și a fi poziționat așa cum este necesar medicului. Și de asemenea multe alte echipamente de care ați beneficiat dumneavoastră pe parcursul ultimilor 2 ani, dar cel mai mult pe parcursul ultimului an, din momentul de când am devenit noi fondatorul instituției în care activați dumneavoastră. Acestea au fost deci ventilatoare, monitoare, echipamente pentru secțiile de chirurgie, mese de operații, lumini pentru operații, lămpi, de asemenea aparate de anestezie și multe, multe altele de resuscitare. În total am investit până la moment, în ultimii 2 ani,
peste 44 de milioane de lei, iar doar în ultimul an de când suntem noi fondatori, 36 de milioane de lei. Eu vreau să vă rog să mânuiți cu iscusință toate aceste echipamente într-un binele pacientului și a cetățeanului Republicii Moldova, să vă simțiți ca în Europa, să aducem toți Europa acasă. Sunteți un colectiv format bine. Eu știu câți tineri au venit în ultimii 2 ani după absolvire. De la Chișinău este o aruncătură de băț, practic în câteva zeci de minute ajunge aici. Eu cred că cu așa o asigurare cu echipament o să avem și mai mulți medici care o să dorească să acopere această insuficiență, în special de medici care este în multe spitale raionale. Vreau să vă mulțumesc pentru atitudinea frumoasă, profesionalismul pe care îl aveți față de pacienții care se adresează la dumneavoastră. Noi vom continua, vreau să vă încurajez că vom continua să investim în Spitalul Raional Hâncești și în alte secții care dumneavoastră cunoașteți că trebuiesc renovate, echipate, dar am început acolo unde este cel mai critic, unde trebuie să salvăm viața pacientului. Ulterior vom îmbunătăți încet toate celelalte domenii. Vă doresc succes, realizări frumoase și eu cred că, într-adevăr, trebuie să avem Europa aici acasă, astfel ca să rămânem aici și copiii noștri și nepoții noștri să locuiască în continuare pe acest meleag frumos. Vă mulțumesc și vă felicit! Doamna Președintă Republicii Moldova, îmi permiteți din partea colectivului nostru, ne socotim după colectiv în Republica Moldova și așa că socotim un colectiv destul de mare, avem în jur de 500 de angajați și vreau să vă spun că suntem absolut dornici de a vedea în continuare politicile dumneavoastră care le promovați, de a vedea în continuare deschiderea care o are Uniunea Europeană atunci acolo unde mergeți dumneavoastră și vrem cu toată încrederea să spunem că doar așa cum promovați dumneavoastră, promovăm și noi politicile de integrare în Uniunea Europeană, că doar în acest an de zile, când am semnat acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, am văzut câte surse financiare și cât de mult poate să facă Republica Moldova cu prietenii care sunt în cadrul întâlnirilor dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru dragoste pentru acest popor. Doamna ministră, eu nu am cuvinte să-mi exprim mulțumirea față de dumneavoastră că aveți un profesionist enorm și aveți o viziune foarte clară. Chiar dacă cineva spune că nu sunt scrise, nu știu care, noi am demonstrat într-un an de zile că fără mare multe scrisuri, noi știm să pornim această reformă care am ani din sistemul de sănătate și tot aud reforme spitalelor, reforme spitalelor. Dumneavoastră ați demonstrat că într-un an de zile reforma este pornită, merge și chiar este așa. Lumea din raioanele adiacente se adresează la noi ca la un spital subregional. Dar cu dotarea acestor echipamente, noi sigur că vom avea deja cu totul altă posibilitate de acordare asistențe medicale. Și încă vreau să mulțumesc Ministerul Sănătății, că evident aveți o echipă enormă, selectată de dumneavoastră. Sunt sarcinile foarte mari puse, practic nu avem timp să discutăm stăm la discuții cu personal din Ministerul Sănătății, din considerentele că permanent în proiecte. De aceea, cu implicarea dumneavoastră în continuare, eu sunt convins că sistemul sănătății în cel mai scurt timp va avea cu totul o altă față. Și spitalele noastre vor avea un spital cu față de, pentru oameni. Și va fi prietenos pentru oamenii noștri. Oamenii din satele noastre, oamenii simpli, oamenii care au muncit o viață întreagă și e același drept de asistență, de avea asistența medicală calitativă cu echipament medical, fiindcă nu toți pot să margă la Chișinău și nu toți știu să margă pe acest drum ori să deschidă ușile în cadrul sistemului. De aceea și pentru acești oameni chinuiți care sunt în toate satele noastre și ceea ce faci, să mulțumim încă o dată. Mult respect pentru toată colectivul dumneavoastră și pentru dumneavoastră personal. Vă mulțumim foarte mult! Doamna președinte, doamna ministră, vă rog să vă invit să facem o fotografie de grup pentru evenimentul zilei de astăzi care îl facem. Stimați colegi, dacă se poate să ne aliniem așa, să... Da, vrem să vedem blocul. Vă rog frumos, aliniați-vă așa. Are pe jur, mai activ, ne aliniem în...
Așa, față de, în spatele blocului chirurgic al să fie. Partea asta puțin mai în spate. Puteți mai larg o leacă. Prezint. Noi am mers șapa secției magistră și dirigeam radiolog, domnul Vadim. Noi am mers cu mai multe ca să facem perete și unitatea primiri urgente. Și pacientul să nu meargă din clădire în clădire, noi am făcut aici ca un centru diagnostic mic pentru a putea să examinăm. Și avem doamna doctor, magist, da. Magist. Aici avem ecografie generală. Pacienții îți fac o hrană abdominală, de ce este nevoie, glanda tiroidă, alte examinări. Și avem examenări. Un aparat mobil care putem să mergem. Avem aparat mobil de ultrasonografie, cu așa un aparat. Vasoane. Pacientul poate afla în secție terapie intensivă, sănătate primărgie, nu trebuie să scădem aparatul, dar mergem cu el și facem dată și o tabletă pe tabletă de scrimă, da, dacă este ceva foarte, foarte rapid. Da, da. Aici avem aparatul. Pentru oase, pentru cardiacă, ecocardiografie, un aparat de o performanță extraordinară care ne va putea să, știți cum spune, că televizorul arată, dar televizorul nu arată nimic. Noi aveam aparat, ele erau mai vechi și se vedeau doctorul Eschineon de coșa aparate, nu coșa. Frumusețe, deci o să fie mult mai permis. Deci, da. Aici noi avem un aparat de electrocardiografie, unde se face electrocardiografie și am primit centralizat la Ministerul Sănătății. Așa un aparat mic, micel, care pare foarte mic, dar este genul un aparat care pacientul îl parte 24 de ore și noi vedem direct de tirit, de inimă și este program aici, în calculator, și el citește către medicii noștri ce aici s-a întâmplat la pacient în 24 de ore. Cum a lucrat inima, cum sunt bătele, cum sunt pulsul, deci ceva extraordinar, dar avem încă mai multe, trebuie să avem. Că... Dar mulțumesc pentru... Deci am făcut un loc pentru medicul radiolog, lucrează, să mulți cu pacienții, da, de rog, pur simplu de lucru pentru medicii radiolog. Și... Aici ceva foarte important, sala de tromboliză. Pacientul este un radial și este nevoie de tomografie ca să facem tromboliza. Pacientul vine la acest pat stroc, unde este scândărit, făcut, pus toate ce este nevoie, conectare la aparat, la oxigen, pentru a începe însăși tromboliza făcută de către medici. Cât costă acest echipament? Acest echipament, vă spun, costă cam... Total 18 tomograf, costă 18. A, total, deci, da, 18 milioane. Dar noi le-am procurat separat, ne-a ajutat pe vernul comisiei și noi am mers suplimentar și am rugat ca să implementăm centrile ABC și 4 stroke și monitoare.
ca să putem să ținem tomboliza. Deci vizitele aveți avut totul e legat, spuneam. Așa pare ceva foarte simplu, dar uitați-vă cât sunt de comode pentru a pune preparații, cele duci, standardizare, dar se închese așa. Dar e ceva foarte frumos și plăcut. Ce bravo! Deci noi avem o sală utilizare, tomograful computerizat, că permite să vedem aici. O să vă fac să vedeți aici, da, o să vă spun că o să oferim un certificat. Noi deja, el este testat, făcut, poți să-mi confirm, noi deja am făcut câteva operații, da, pentru că am făcut. Numai nu a făcut ADC, pentru că avem într-o ordine, nu este dat în ziua ce cum avea ordine și vă porni, deja să facem și să mărim. Aparatul este dotat cu orice siringe care sunt necesare pentru a face contrast între venos, colentratul, inclusiv și monitorizarea pacientului. A venit reprezentantul firmei de la București pentru a face toate testările, pune programe de training, o să ne înțeleg. Și ce o să înțeleg? București, care are extraordinar de bun. Internați în test de bravo. Extraordinar că ați reușit să faceți acest lucru. Exact, da, noi așa am spus că doamna ministră este bravo pentru și a fost un proiect foarte bun, să spun că nu mult, deci mie doamna ministră ne-a prezentat cu diații și cu electricitate, deci am pus și transformator, am pus special pentru nu ne ajunge puterea lumină electrică și a durat puțin, a durat puțin mai mult. Transformatoare și rețelea pe oraș. Nu ținam puterea. Eu am 130 de kW numai acesta. Dar noi tot locul îl folosim pe 50-60 kW. Niște aparate care noi nu sunt foarte performante și să fie o sumedenie de examinări în spate. Deci este experimentare să vă și cu fără asta. Ceva foarte, foarte. Noi n-ar fi ne-a fi și gândit că să vorbim așa care de frumoasă de care vin, dar nu e nici mine, nici că de nici mine este și știi ce avem nevoie. Aveți suficient specialiști care pacientul ceea ce facem, el este îndată dus la tomografie și în timp de training-ul care l-am făcut cu profesorii din Lituania, da, profesorii din Lituania,
în toate ce am lucrat câteva zile aici, cu profesori, cu noi, cu simulare, cu pacient, tot ce a trebuit să facem. Am văzut că a fost pus într-un enorm foarte bine gândit, ceea ce a fost când a fost doamne să ne-am aprobat locul cum ar trebui să fie. Și noi am ajuns, prima dată am ajuns în jur de 18 minute, să facem tromboliza, dar pe urmă am ajuns și la 12. Pentru că noi avem experiență, dar erau niște lucruri care sunt foarte neîncredere, pentru niște lucruri că ceva e tot și nouă. Dar cele știu, avea mult sărții, că toți au fost cu training-uri enorme cu Ministerul Sănătății, cu profesori de psihotare și am 35 de doctori și asistenți medicali i-am instruit la nivel de Republică, inclusiv la CUSIM, dar la centrul ăsta, care se poate să smoleze, să vadă cum este. Deci, este de șansă. Катя, дуйте спать меньше. Маша. А жители меня прямо на этажу патру. Да, кто ваш член старый, первый век. Там наши. Сейчас. Черт, мы только не трудовые. Так, я перемещу еще у минут, но чего чинить нам, а вот. Я вам все первые мали. Ну, я не помню, парни, ты пухай по-честному. Fiecare pacient, de exemplu, tensiunea, pulsul, dacă apare ceva, dă alarma. Dar aici doctorul lucrează în programul lui care are. Poate să-i monitorizăm de la distanță. Apare ceva, stintă. Începem să luăm. Avem sistem de oxigen centralizat. Iată așa arată. Un salon de terapie intensivă cu 6 paturi. Cred că e de la Paris, nu? De la geamuri, ce vedem acolo. Eu în general spuneam. De ce nu e întors invers, să stea și să privească acolo cât de frumos? Noi am întors pentru că când intră medici o să vadă pacientul. Doamna președintă, vedeți monitorizarea pacientului, care avem cardiomonitor la fiecare pat, la fiecare cu linii omate pentru perfuzie, dozarea, mai ales când stăm într-un pacient cu, diabet zaharat, poate de insulină de picurat atât cât trebuiește, cu aparat de ventilare așa cum trebuie să fie după protocoale, la fiecare pat trebuie să fie aparat de ventilare. Și aici avem aer comprimat, oxigen și vacuum. Deci nu mai avem nevoie de aspiratoare, care trebuie să le cărăm, să le aducem. L-au pus, ca să vedeți toate colbele astea, spații.
Atât, da, așa, alarmele mai departe sunt dacă îl dăm la pacient și pacientul poate să facă alarma și de sine să vă toarnă, dacă este adică cât în conștient și are nevoie de ceva, poate să aducem. 10-4, da, mai avem încă. Avem dotate cu tot așa cu troleuri pentru medicamente făcute. Așa cum, da. Foarte frumos și impresionant. Chiar impresionant. Nu știu cum se pare dumneavoastră. Și dacă v-ați gândit că o să vedeți așa ceva în spital. Nu știu cum era înainte. Doamna președinte, doamna doctor lucrează primul an. Doctorița a repartizat acum. Și repartizat acum, dumneavoastră a fost la practică la noi. A văzut care este așa, dar cea mai mare bal din rezidență de terapie intensivă și a ales Câncești să vină. Super! Mulțumim mult să reușim să îmbunătățim indicatorii de sănătate a cetățenilor astăzi. Da, neapărat. Lucrăm, monitorizăm și... Statistica se va schimba următorii. Și cunoștințele și perfecționările să ne perfecționăm. Aici avem un salon pentru pacienți care... Suspectăm ceva, poate tuberculoză, poate până din toate analizele, rezultatele, dar... Deci, așa, deci ești... Dar foarte grav. Da, și foarte grav, da, dar nu mai decât, dar... Există ce ești situație, pacientul poate să fie monitorizat, făcut, pus, izolat, toate condițiile pentru personalul au fost îmbunătățite. Și ușile sunt automate. Dacă avem necesitate, da, personalul nu atinge niciunul, nimic. Dacă e ceva contagios, infecțios, personalul schimbă. Poate treacă așa parte asta și iese prin baie. Unde ați găsit constructorul? Doamna președinte, cu constructorul. Spuneți-mi că... Da, are mult nervi, am văzut că... Ați avut bătăi de cap? Ei tot învață să se păstrească. Da, ei și ne-au spus. Asta învață cu dumneavoastră. Deci până acum nu erai, dacă știți în spitale, doar chiar foarte, doar faianță, doar țurcă. Aceeași, așa, antisept. Post făcut, post după tehnologie, să nu răsuni cu vată minerală, cu tot naură, într-adevăr, toate... Eu cresc cu noi și vreau să spun, în ultimul timp, deja unde repară este mai ușor. Ați educat și reconstructor. Pentru că ce secretarii de stat vreau să spun. Crescut. Ei azi toți sunt raioniși, toți sunt dușmani. Sistemul de aer, ventilare și cu... De contaminare. Da, cu filtrii HEPA, cele mai mari protecții, cea mai înaltă protecție, ca după standard cum trebuie să fie protecții terapie. Aerul sunt contaminat, deja și aer rece, răceală, adică sunt foarte bine, da, temperatura constantă. Da, și avem și sistem de alarmă pentru pompieri și sistem antifum. În caz de un incendiu, se deschid hotele și aspiră fumul în sus. Tot după toate standardele moderne. Vă spun că aici e o bucată Europa acasă. Da, așa arată. Adică nu poți să zici că e ceva ce nu corespunde. Și la tehnologie, exact. Nu doar la... Un proiect, iarăși, destul de multă muncă. Dar mulțumim iarăși ministerul că și-a luat o bună parte de invitare și de... Da, noi aici a fost permanent. Eu am fost pe de vreo 3 ori. Secretarul de stat permanent erau aici. Astăzi sunteți sau? 4 ori. Chiar vreau să vă spun că foarte mult contează nivelul de asigurare cu echipament medical la instituții. Și pentru doctorii din metalbordeni, cei care vin din rezidența practică. Și eu chiar m-am adresat la serviciu personal și le spuneam, trimiteți cei care sunt la noi, trimiteți la noi să vină. Ei mai încercau cumva și care vin la noi, zic, stăm de ok, vreau să vin și vreau să fac. Și imaginau altceva și ne-au ajuns să începem cu subii. Dar noi, după o rezidenția, după universitate, deci avem un laborator. Aparatul din echilibru cetobazii care spune domnul este practic foarte important pentru terapie intensivă, pentru doctor, de a putea aprecia. Mai avem vreo 6 spitale care tot încearcă să spună că cheltuielile sunt mari, dar pentru a salva viața unui om, da. Noi nu cred că... Restul se descurcă foarte bine. Bun nu ieftin. Bun nu ieftin. Chiar spuneau că deși să iei așa aparat, chiar că nu eram cu siguranță.
Noi solicităm aparat, aparat de radiologie de 900 de mililitri. Oameni buni, nu este aparatul eficient de 900 de mililitri. Ca să faci profilactică într-un sat ori undeva, exact. Dar noi am avut experiența cu COVID-ul. Aparat, noi avem aparat de 1.000.000 și 600. Ne dădea, că era bun cândva, moare vreo emulție ce ani, zic eu. Și vedeam, parcă în plămâni nu era. Dar vedem că nu este obiectiv starea pacientului, zis mereu, ce la tomografie, la Chișinău, când vine înapoi acolo, pneumonie, pneumonie totală și tot așa. Adică era o situație care, era o situație, pur și simplu aparatul nu vede, nu are putere, capacitatea să vadă lucrurile. Ce să știu, de ce ne-am lucrat foarte mult de puterea și aparatul ăsta de radiologie. Dar asta e intensivă în situația, cred că cel mai mare e medicare, acidobazic și aici, parametrii care intensează, medicii pot interveni cu mult înainte de a ajunge la stare finală critică, da, și să ajusteze tratamentul și asta e. Acum instruiri, e deja făcut, instruiri la nivelul Ministerul Sănătății a organizat, pentru medicii reanimatologi să treacă pe cineva bază. A fost undeva la urmă. Dar nu repetăm, deja ciclu, să nu înțeleg bine. Școală multă și permanentă să face. Noi avem bani planificați chiar din fondurile noastre. Dacă este nevoie să plece undeva, dacă este nevoie, noi susținem toată. E important, că altfel e păcat de investiție. Da, da. Și noi nu avem niciun echipament care la noi să stea. La noi politica a fost în spital, a venit doctorul. Ce poți? Asta, asta. Uite, vreau să fac asta, asta. Adă documentul, că poți, faci, ne ocupăm și vedem mai departe cu echipamentul. Așa trebuie să fie și să lucrezi. Afară de asta, noi și în centrul terminatare, care am concentrat foarte mult, anume în spitalele este mari, am procurat echipamente foarte serioase pentru maternități. Cu suportul Guvernului Statelor Unite, IOFT a realizat procurările și ei sunt parteneri. Cu parteneri. Ce ne face noi fără prieteni buni, prieteni fără Uniunea Europeană și fără ceilalți parteneri? Asta e pentru cei care întreabă, dar de ce avem nevoie de prieteni și vizite externe sau vizite în țara noastră? Asta sunt dovezi ale cooperării noastre. Dar e bine să spunem, ca oamenii să înțeleagă din bine resursele. Parte din resurse vin din ceea ce organizează guvernul, dar o mare parte din resursele care au fost investite în sistemul sănătății vin de la partenerii noștri. Foarte multe donații. Ei ne-au servit în ajutor, care ne-au spus, dorim asta, sau asta, sau asta. Și îți cerere. Pacienții până acum, până anul trecut, se ridicau, erau parcuri, doar pentru pacienți, doar pentru pacienți gravi care trebuie să-i ridicăm, pentru că era periculos și nu pentru. Dar acum ei sunt liberi, pacienții se ridic, coboară jos, ca într-o instituție civilizată. Fără biologie, da. Este calcă, nu știu. Poate mai ajuns, da.